Ne aflăm la Orșova, suntem în parcul de pe marginea Golfului Cernă. Admirăm această statuie. Admirăm golful, admirăm culmile din jurul golfului. Peisajul orașului. Orșova este un oraș destul de micuț și destul de, nici nu știu cum să spun, e micuț și compact, așa, sunt toate la un loc, avem aici un restaurant, o terasă, niște jucării aici în parc, avem aleile astea foarte drăguțe, adică pe un spațiu foarte mic sunt multe foloase la un loc. Un teren de fotbal unde se joacă copiii, apa, vedem și o șalupă stă pe apă. Statuia asta, care este destul de acvatică, așa, are o aliură, din față nu prea se vede bine, dar are o aliură de asta cu fața prelungă, așa, și foarte sobră. Eu i-aș zice că e, nu știu, romană, greacă, nu știu cum să-i spun. E ceva ce ai întâlnit destul de des în apropierea apelor, unde există navigație, marinărit. E destul de specifică. Și avem de toate aici, avem și apă, avem și munte, e o atmosferă plăcută, oamenii sunt fericiți, copiii se joacă, avem activitate, avem sport, avem relaxare, clădiri înalte nu prea sunt. Deci, uite, pe coama dealului există acele clădiri care, în fine, au vizibilitate către apă de pe deal de acolo. În acea zonă pe undeva există stațiunea climaterică Orșova, la bază, pe malul apei, există o bază de natație și de acolo pornește drumul spre stațiune. Se vede aici și un vârf de mănăstire ceva, pe aici pe undeva, și sunt destule lucruri de făcut, dar indiferent dacă faci sau nu faci, chiar dacă nu faci nimic, pur și simplu stai în parc și te învârți pe lângă casa omului. Orșova tot este un loc ofertant pentru că atmosfera este foarte plăcută. În partea de nord a orașului există un pod peste Cerna. Cerna se lățește foarte mult aici. În realitate, acest golf Cerna este un estuar al râului Cerna care aici se varsă în Dunăre și formează această lățire a cursului. Nu sunt foarte multe de comentat, locația este foarte bună. În fine, nu... Golful nu este foarte navigabil, este mai mult folosit pentru agrement. Abia după ce se iese la Dunăre, acolo se poate face ceva, dar ideea este că la dreapta este Dunărea în Amonte, iar la stânga în Aval, unde este barajul Porțile de Fier, exploatat în colaborare cu Serbia. Iar la dreapta, în Amonte, există localitățile Dubova, Eșelnița, există chipul lui Degeaba cioplit în piatră, care noaptea este luminat foarte frumos, iar la baza sa sunt foarte vizibile culorile tricolorului românesc. Nu vom merge până acolo, este destul de departe, noi stăm doar o seară în Orșova, după care mergem spre București, dar încep să iau în considerare foarte ușor, foarte, foarte serios, o vacanță pe care să o petrecem aici, pentru că e o atmosferă foarte plăcută și apa contează mult. Parcul ăsta din Orșova e plin de trifoi. Trebuie să fie și cu patru foi, obligatoriu. Aici trifoiul, acolo apa, vaporașul, copacii. Presumesc să intru în parc acolo. Aici avem un ansamblu așa care sugerează natură. Și tot copacii sunt clădirile astea micuțe cu 1, 2, 3, 4 etaje plus parter sau mai micuțe. În fine, aici este o clădire mai înaltă. 20 de grade la Orșova, 19:27 este ora. Aici avem și o fântână arteziană, este un fel de centru aici unde ne aflăm, 22 mai. Vă mulțumim pentru alegerea făcută. Ok, cu plăcere. Aici avem o scenă unde cântă cine vrea să cânte, deocamdată nu cântă nimeni.
Deci parcul foarte frumos în Orșova, foarte frumos. În față avem peninsula, vedem o cruce aici, vedem o barcă în trei culori orizontale, scrie pescărușa acolo, presupun că e un restaurant, dar e o peninsulă acolo, o să merg să văd. Ai la Orșova, ia uite ce parc frumos, aici vedem apa și munții. Intrarea în parc avem aici. Niște flori care împrospătează atmosfera. Asta, trifoiul ăsta, uite cât de ce pătură plăcută face aici. Peste tot este trifoi, parcul este plin de trifoi, care chiar acum este înflorit. Și aici avem intrarea în parcul General Ion Dragalina. Ai la Orșova. Foarte frumos! Ai la Orșova. Vedem golful, vedem plutitoarele, nu sunt prea multe, asta sunt, aici este intrarea în parc, minunat. Trecem podul către peninsulă, începe să se simtă briza apei, deci suntem chiar pe pod. Aici este golful Cerna. Embarcațiunea asta e destul de jalnică, ce să zic, și altele nu mai sunt decât mai departe. Dar orașul este îngrijit și amenajat cu amenajări noi. Bustul lui Mihai Eminescu ne întâmpină de cum intrăm în parc, trecem de poarta parcului, mergem drept înainte și ajungem aici, în acest rond. Parcul este plin de alei, acolo este intrarea în parc, am venit drept încoace. Iată, multe alei, multe bănci, iarbă foarte frumoasă, este plin de arbuști. În spatele statuii lui Mihai Eminescu este acest arbust foarte înalt, decorativ, copaci, iar acolo este restaurant Pescăruș, la capătul alei. Clădirea din spate nu e pe insulă, e în oraș. Aici avem trandafiri în parc și plante foarte verzi, foarte frumoase, fix acum este anotimpul plantelor verzi, că pe urmă mai spre vară se mai usucă, dar acum este prima izbucnire de verdeață și prima bucurie. Aleile parcului, cu arbuștii, foarte frumos, iată și un cuplu fericit pe malul apei. Barca asta stă pe o grămadă de gunoaie ca să se vadă bine în oraș, așa vopsită trei culori românești. Noi am venit pe acolo, pe la intrarea în parc, e un fel de peninsulă, iar aici avem așa o priveliște de ansamblu asupra orașului. După faleză, substratul urcă, deci relieful este în pantă și vedem că se vede acolo. Dincoace este centrul orașului și cam așa se prezintă. Apa. Aici presupun că este un restaurant, dar se lucrează, nu e deschis. E un gard, niște flori, mergem pe alea. Deci aici avem vizibilitate mai bună către golf, în partea cealaltă unde este gara, presupun că este și ceva șantier, dar nu foarte dezvoltat. Sunt câteva macarale din astea maritime. Aici avem embarcațiunea asta ruginită, abandonată, nu știm la ce folosește, poate că ar putea folosi cândva vreodată la ceva. Și avem această vizibilitate asupra golfului, acolo putem să vedem podul peste Cerna, pe acolo am venit și noi. Și culmile din proximitate care dau o atmosferă foarte plăcută orașului. E un aer de munte, adică și apa și relieful ăsta vălurit așa împreună creează un ambient foarte plăcut, natural. Aici se poate coborâ la epava asta, dar nu prea avem de ce. Nu prea mai folosește la nimic. Există scara asta și, în fine, malurile Cernei sunt cât de cât sistematizate. Aici un fel de beton. Așa se prezintă parcul din Orșova, cu aceste tufișuri, arbuști, boscheți, ce mai sunt, aleile, golful, cam despre asta este vorba aici, în zona asta.
Acolo pe pod cade soarele pe versantul ăla și se vede așa, face un contrast de lumini. Sigur că da, contează foarte mult că este pădure în jur. Este suficient, adică eu am fost în partea asta, e un fel de ciupercă de asta turtită, e alungit în partea asta, aici este mai scurt, știm cu aici tot la fel alungit așa, dar nu prea mai avem ce să vedem pe acolo, că e tot la fel alei și bănci și ne vom întoarce. Ne vom întoarce mai aproape de cartier, mai aproape de oameni, de populație. Am văzut apa, ne-am bucurat, oricum efectul se resimte și în oraș, pentru că dă aerului o individualitate așa specifică. Și pădurea și apa, cum spuneam. Deși totuși mă gândesc să mergem și la acel punct de belvedere, că văd că se poate intra până sus acolo și să vedem priveliștea din jur. Aici avem un fel de foișor stilizat, așa, care amintește de masa tăcerii. Nu este foarte îngrijit, în fine, vopsit așa pe albastru cu elemente marine care sugerează și apa care se află în jur. Cred că m-am răzgândit, nu mai am disponibilitate să urc până acolo, m-am plimbat destul, este suficient, este cam destul, nu prea mai am nici energie, nici disponibilitate, vedem această embarcațiune care se află aici. O vedere de ansamblu asupra orașului, soarele l-a apus la Orșova și cam este suficient pentru seara asta. Vă urez tuturor o seară bună și ne vedem când ne auzim.